artei fotografice din România marchează data nașterii lui Carol Pop de Satmari, care s-a născut la 11 ianuarie 1812 la Cluj, în Imperiul Austriac. El este considerat primul artist fotograf al României și primul fotoreporter de război din lume. În 1840, după cum relatează George Potra, în lucrarea sa Aspecte privind istoricul fotografiei în România, primul aparat de fotografiat adus în țara noastră a fost un daguerotip, cumpărat de Colegiul Sfântul Sava, unde lucra în acea perioadă și Satmari. El a realizat prima sa fotografie în noiembrie 1848, Cupidon cu brațele frânte, în care a imortalizat o statuetă din colecția personală de antichități. Fotografia se află în colecția de stampe a Bibliotecii Academiei. Cum a ajuns Satmari primul fotoreporter de război din lume? În timpul războiului Crimeii, 1853-1856, acesta s-a aflat pe malul Dunării, unde se dădeau lupte în preajma Olteniței și a Silistrei, unde a imortalizat chipuri, bivouacuri, fortificații și scene de luptă. Tot lui Satmari îi aparține și portretul generalului rus Mihail Dimitrievich Gorciakov, publicat în revista The Illustrated London News la data de 3 octombrie 1855. Carol Pop de Satmari a fost premiat în cadrul Expoziției Universale de la Paris din 1855 pentru albumul cu imagini din războiul Crimeii, oferit apoi de fotograf și împăraților Napoleon al III-lea și Franz Josef I, reginei Victoria, regelui Württembergului și marelui duce Carl Alexander de Saxa-Weimar-Eisenach. Artistul a avut un atelier de fotografie pe podul Mogoșoaiei, vis-a-vis de Biserica Sărindar, iar la cabinetul de stampe al Academiei Române se păstrează mai multe clișee pe sticlă și fotografii cu ofițeri superiori din toate armele și din toate taberele. Ulterior, Satmari a călătorit în China și în Siberia, unde a realizat fotografii artistice. Tot lui Carol Pop de Satmari îi aparține și prima fotografie panoramică realizată în România. El a imortalizat Palatul Brâncoveanu din București, care a aparținut apoi prințului Bibescu. Palatul a fost vândut statului român, care l-a demolat, iar în locul său s-a ridicat Piața Bibescu, o parte din Piața Unirii de astăzi. Un artist complex, Carol Pop de Satmari, a fost și pictorul curții regale din Cotroceni și, de asemenea, pictor și fotograf oficial al regelui Carol în perioada 1866-1914, deoarece era și desenator, dar și specialist în tehnica acuarelei. Carol Pop de Satmari a murit la București în 3 iunie 1887, însă ziua de naștere a artistului, 11 ianuarie, a fost declarată Ziua Artei Fotografice în România prin hotărârea de guvern numărul 458 din data de 5 mai 2010.